Alexandru Cumpănașu și-a găsit nașul chiar pe TikTok, acolo unde a strâns un val uriaș de încredere și simpatie din partea adolescenților. Un tânăr influencer, lider al unei comunități numeroase online, i-a cerut socoteală lui Cumpănașu, pe care îl acuză că profită de naivitatea copiilor și că îi păcălește. Reacția lui Cumpănașu este presărată cu insulte la adresa tânărului. Trebuie să vă avertizăm în legătură cu limbajul său. Iată imaginile. Și de ce aveți patru? Bă, animalule, ce rușine nesimțitul, am 39 de ani. O, și ce mă faceai, mă, că ți-am zis că ai 50 de ani? De ce te atâtești? Bă, nesimțitul, dracu, ce, dar tu crezi că să tolerezi la infinit aici nesimțitul acești. Că n-ai știu că dar de ce vă enervați? Deci, că n-ai deci, că... deci tu, credeți că eu tot ce trebuie să fac este să știu totul despre dumneavoastră. Unde v-ați dat tezată doctorat, da? Unde v-ați dat tezată doctorat? Ce vârstă aveți? Unde v-ați născut? Dar nu vreți să știu ce greutate ați avut la naștere? Nu știu nici asta. Puteți să mă înjurați, dar nu știu ce greutate ați avut. Nu știu nici pe ce ziceți, că nu mă interesează persoana dumneavoastră. Mă interesează în timp, vă bat de joc, de copii, da, de elevi, care chiar își pun speranță că în sfârșit cineva poate să schimbe ceva. Și în timp ce...